Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început. Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte. Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens. Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea. Vieți transformate. Din nou bine v-am găsit la Vieți Transformate. L-avem din nou invitat pe Florin Ianovici, avocat, invitatul nostru din ultimele două episoade. Dacă ați prins cumva episodul anterior, Florin spunea, i-a spus lui Dumnezeu: Doamne, mă predau Ție dacă cineva, oricine din această biserică neoprotestantă va veni la mine să-mi spună: Tu ești Fiul meu, astăzi Te-am născut, Te primesc în împărăția mea. Florin, binevenit la Vieți Transformate. Bine v-am regăsit. Vreau, dacă putem, să finalizăm în această întâlnire pe scurt doar câteva aspecte din viața ta, dar în mod special aș vrea început o scurtă trecere în revistă a lucrurilor discutate în episoadele anterioare. Mărturia a început în punctul în care, în facultate, m-am întâlnit cu părintele Gareriu, care mi-a făcut propunerea să merg într-un loc în care să stăm mai aproape de Dumnezeu cu alți studenți. Atunci a luat naștere Fundația Creștină Anastasia, care este Fundația Creștinilor Studenți. Am început să citesc Biblia. Întrebările pe care le-am avut n-au putut căpăta răspuns. Am avut diferite răspunsuri care nu m-au mulțumit. Am crezut că e prea mult pentru mine. Am întâlnit o fată care mi-a devenit soție și care vorbea despre Dumnezeu într-un mod în care niciodată nimeni nu vorbise. Însă după o perioadă, omul este om, am ajuns la anumite contradicții, lupte, și m-a invitat să merg într-un loc în care oamenii sunt mai învățați și cunosc mai multe despre Dumnezeu. Am ajuns acolo, am întrebat dacă este Biserica lui Dumnezeu și am pus, așa cum ați spus, un semn între mine și Dumnezeu. El a vorbit întocmai cu cuvintele pe care eu le zămisisem în mintea mea și am înțeles că este locul, ceasul și timpul când trebuie să fac pasul de a nu mai fi un om care îl bate vântul, ci un om care să se întoarcă cu toată inima la Dumnezeu. Din acel punct, din momentul în care... Deci, poate un pic să detaliez exact acele momente. Da, am gândit în inima mea și am zis... Au fost efectiv niște cuvinte gândite doar în mintea ta. Da, eu l-am gândit pentru că omului îi place să audă cuvinte frumoase despre el. Și m-am gândit așa, cuvinte frumoase să zică Dumnezeu despre mine însemnează mult. Am zis atunci în mintea mea și am zis lui Dumnezeu să-mi spun așa: Tu ești Fiul meu. Cineva din acea biserică protestantă să vină un om oarecare și să-mi spună ca din partea lui Dumnezeu aceste cuvinte: Tu ești Fiul meu, astăzi Te-am născut, păcatele sunt iertate și Te primesc în împărăția mea. Și dacă îmi va vorbi în felul acesta, voi ști cine să știe, cine să cunoască. E deja ca strofa unei poezii. E mult. Un cuvânt se poate, două, trei, se pot potrivi. Dar cineva care să vorbească aceste cuvinte, și e un mesaj de dragoste. Lumea nu poate da mesaje de dragoste. Numai Dumnezeu le poate da. Dacă era vorba să fie vreo potriveală, era un mesaj de alt tip, dar nu din acesta. Și am primit acest răspuns din partea lui Dumnezeu și am rămas acolo cu toată inima, până în ziua de astăzi. Nu m-am deslipit niciodată. Mai întâi, cineva în predică spunea: fă un pas spre Dumnezeu, da, și apoi Dumnezeu va face un pas către tine. Da. Este adevărat. Și te hotărâi să-ți predai viața lui Dumnezeu. Imediat să faci am fost foarte emoționat, am fost foarte pătruns de mesajul acela. Mi se părea că în adevăr eu sunt... Dar n-a fost o decizie emoțională, ci a fost o decizie nu, rațională. Pentru că mi-am adus aminte și emoțională și rațională și din dragoste. Da, inima a vorbit. Inteligent. Inima a vorbit prima, dar a comunicat cu mine. Dacă eu m-am adus aminte de ce îi spusesem în mintea mea și în inima mea lui Dumnezeu. Și în momentul în care s-a confirmat lucrul acesta, atunci și mintea și inima s-au plecat la picioarele lui cu întreg trupul. Și atunci am știut că Dumnezeu vorbește. E mare lucru să ai garanția faptului că Dumnezeu vorbește. Te-ai pus pe genunchi acolo în acea biserică? Da, și am lui Dumnezeu. Plâns, am plâns. Și a venit cineva din public? Da, și m-a atins pe umăr și a spus: așa se vorbește, Domnul. Tu ești Fiul meu, astăzi Te-am născut, păcatele sunt iertate și Te primesc în împărăția mea. Nu pot să redau ce am simțit. M-a săgetat un fior din creștet până în tălpi. Este o întâlnire care te lasă marcat pentru toată viața. Eu pot să o spun deschis și sincer. Pot să se întâmple multe lucruri pe pământ. Niciodată prezența lui Dumnezeu nu va avea în inima mea vreo umbră de bănuială. Nimeni și nimic niciodată nu mă poate clătina. Pentru că deodată ce lucrurile acestea s-au întâmplat la un nivel atât de personal, n-ai cum să uiți.
a fost momentul acela în care Dumnezeu și-a găsit timp pentru mine. Tu ai fost marcat de acel moment în sens pozitiv. Cum au fost marcați cei din jurul tău, familia ta? Veneai din Moldova, din Onești, din județul Bacău, dintr-o familie bogată. Cum au reacționat cei din familia ta? Părinții mei, când au auzit că m-am pocăit pentru că se termină consacrat și m-am și căsătorit amândouă deodată, au fost șocați. Mi-au dat telefon, mi-aduc aminte discuția care am avut-o cu mama, eram feblețea ei, eram favoritul ei, cel puțin teoretic. Mezinul familiei? Poftim, mezinul familiei, da. Da, suntem doi la părinți, eu și sora mea. Și mi-au spus, uite, stăm telefon, am vorbit, era foarte dezamăgită și a zis, din seara aceasta te rog să uiți numărul nostru de telefon. Și 4 ani de zile s-a ținut de cuvânt. Și am stat de vorbă, am încercat să mă justific. Părinții socrii, părinții soției mele au avut o reacție mai virulentă, fiind director de școală, pe rând. Au zis, ne-a făcut de râs în fața satului, ne-a făcut de râs. Și n-am înțeles, am zis, dar noi nu bem, nu fumăm, nu facem lucruri neîngăduite, ne iubim, ne cinstim, ne rugăm lui Dumnezeu, ce rău vă facem vouă? Ne-ați făcut de râs în fața oamenilor. Zic, cum v-am făcut de râs? Era mai bine să fi fost așa, în felul acesta? Păi nu, că așa cum mi-a spus mie o colegă de la bancă, o juristă, ți-ai schimbat religia? Zic, nu e adevărat, mi-am îmbunătățit-o. Nu mi-am schimbat-o. Mi-am îmbunătățit-o pentru că, efectiv, acum știu pentru ce cred și sunt un om care, mă rog, sunt alt cumva, privesc lucrurile alt cumva, mai clar, mai limpede și mai hotărât ca niciodată. Pentru că, în fond, toate diferențele acestea sunt diferențe pe care oamenii le nasc din diferite motive, dar Dumnezeu este unul și același. Limba lui, limbajul lui este unul singur, dragostea. Și din moment ce Dumnezeu mi-a vorbit în limbajul dragostei, pentru că El mi-a zis mie cuvinte pe care numai eu știam că le-am pus înaintea Lui ca și un semn. Drept este că am trecut printr-o perioadă de sărăcie extraordinară. Ne-am mutat aproape la fiecare câteva luni și a trebuit să mă angajez. Și pentru că trebuia să-mi continui studiile, m-a angajat portar la tribunal. Veneau colegii de facultate, se uitau la mine lung și îi spuneau, Florine, te-ai prostit. Tu aici, alții care abia așteptau să mă mai piște, se uitau lung la mine, veneau la părinților procurori, judecători și o să stăteam acolo la poartă. Dar interesant este faptul că de câte ori mă gândeam la ceea ce am eu acasă. Pentru că, vreau să vă spun dincolo de toate, pentru mine deja Dumnezeu se traducea în viața de familie. Era ceva minunat. Adică eu nu mă gândeam la ceva așa. Eu nu mă simțeam dator să apăr pe nimeni. Nici o religie, nici o instituție. Eu aveam ceva care era foarte bun pentru mine și lucrul ăsta mă făcea să rămân echilibrat. Aveam totuși ceva care nu puteam să spun așa, un lucru foarte prețios, nu-l dai primului venit. Nu am făcut risipă cu mărgăritare. Însă interesant este că Dumnezeu în perioada asta a găsit o metodă de a mă recompensa uriaș. Făcând de seară, pasnic fiind de la 7 seara, eram lângă camera procurorului de serviciu, care intervine la situații grave, crime și alte lucruri. Și fiindcă nu erau așa de multe situații din acestea, mă lua lângă el. Toți procurorii m-au luat. Și zice, ați furat meseria acolo. Vino să-ți arăt în dosarul ăsta ce nu o să te înveți niciodată la facultate. Efectiv, se simțeau bine să mă învețe. Și eu făceam ochii mari și urechile pâlnie. Și am învățat lucruri foarte multe. Foarte multe. Deci am făcut o 2-a facultate. Acolo așa se învăță meseria. Da. Dar totuși lucrul acesta nu-l văd ca pe ceva care să fi fost fără de Dumnezeu. Totdeauna avem posibilitatea în viață să alegem binele care ni se întâmplă să-l punem pe seama noastră sau să-l punem pe seama lui Dumnezeu și a noastră. Și atunci eu am ales să-l pun pe seama lui Dumnezeu. Pentru că El mi-a făcut binele acesta. Și vreau să vă spun că ne-am gândit în acea perioadă să avem un copil, doream să avem un copil și soția nu avea ceva probleme medicale și nu putea să avem un copil și am zis, Doamne, să avem și noi o măcăldeață, o gâgâlică, să ținem și noi în brațe un ghem și am început să ne rugăm lui Dumnezeu, fiindcă nu puteam să avem un copil și ne-am rugat, am postit și am zis, Doamne, noi vrem să avem așa, vrem să avem o stabilitate în viața de familie și copilul ăsta ne-ar da un sens mai bun, mai, ce înseamnă o familie. Și după o perioadă a venit copilul. În tot acea perioadă ne-am gândit, odată mergeam pe stradă și mă uitam la luminile de la case și am zis, până și pasărea și are cuibul ei. Și eu mă mut precum nomadul cu cortul, în fiecare lună aproape. La 2-3 luni mă mutam, că așa era în București. Plăcut, văzut și apoi plecat.
Și am zis, dar cum se poate că Dumnezeul care e atât de mare și mi-a vorbit mie, nu poate să-mi dea și o casă? Aveam 38.000 de lei salariu pe lună, 35.000 era chiria, mai rămâneau 3.000 plus salariul soției care era cadru didactic, știți, foarte bogați sunt profesorii, să trăim. Și am zis soției atunci, nu, trebuie neapărat să facem ceva. Și am zis, haide să ne vorbească Dumnezeu. Și am ales varianta aceasta extrem de simplă, la îndemânător, să deschidem Biblia, să ne vorbească Dumnezeu cu un cuvânt. Dar am zis, uite cum facem, tu te duci mai deoparte și eu mă duc mai deoparte. Și dacă Dumnezeu ne vorbește cu același text, atunci din 1220 de pagini. Da, abia atunci ne-a vorbit Dumnezeu. Dacă nu deschidem la același verset, nu ne-a vorbit Dumnezeu. Pentru că totdeauna a fost foarte sincer, dar foarte serios. Adică niciodată nu mi-a plăcut lucrurile amestecate, cu o fi, cu o pății. Nu, Dumnezeu poate. El care stăpânește fulgerul poate să conducă mâna și spre un anumit cuvânt. Am deschis, și interesant este că am deschis același cuvânt, dar în evanghelii diferite. Totdeauna rămâne în dreptul omului ceva dincolo de care să spui a fost, n-a fost Dumnezeu. Același cuvânt. Cuvânt simplu, dacă bobul de grâu nu cade la pământ și nu moare, nu poate să aducă rod. Și am înțeles atunci, așa am înțeles eu, așa m-a luminat Dumnezeu să înțeleg că eu trebuie să muncesc, să fiu serios și Dumnezeu mă va purta de grijă. Și așa am plecat de Senin. Înțelegeți? Pare un lucru atât de simplu. Dar eu am știut că vine din partea lui Dumnezeu și asta mă eliberează. Pentru că eu m-am rugat lui Dumnezeu și m-am uitat așa la calendar și am zis, Doamne, suntem în mai. Ce zici până anul viitor în mai îmi dai o casă? E suficient timp pentru tine să-mi dai o casă. Și am zis, Doamne, vreau o căsuță mică, 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 mică. Soția s-a uitat la mine și a zis, o, tu și rugăciunile tale. Zic, ce vrei să spui? Mică să-mi dea Dumnezeu casa? Și am zis, n-am credință pentru mai mare. Și să spun un lucru, nici nu cred că aș putea merita decât o căsuță mică, 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 dar să fie a mea. Și am zis, un an de zile, Doamne, din mai în mai. Și în perioada aceea, fiind la tribunal de pază, aveam doi polițiști care asigurau paza procurorilor și a judecătorilor. Erau situații în acelea incendiare în care și-au mai dat foc în sala de tribunal și polițiștii acolo stăteau la noi la poartă, la ghereta portarului, că ziua eram portar, noaptea eram pasnic. Și aveam un obicei, luam câte un cuvânt din Cartea Sfântă și pe un bilețel din ăla cu lipici îl puneam în fereastră. Mă uitam la el, mi se părea ceva frumos, ca un mesaj din partea celui care te iubește. Într-o zi a venit unul de polițiști supărat și a zis, scoate-la din geam. Zic, de ce? Scoate aia din geam. Că tot ce scrie acolo mi se împlinește mie. Și a zis, dar nar scriu, dar nu-i de la mine. Nu-i horoscop, da, domnule. Zic, nu-l scriu eu, dar de unde? Din Biblie. Ce aia? Și am început să stăm de vorbă. Când a auzit și a înțeles, mă rog, cum i-am povestit așa cum am povestit dumneavoastră, cum am trăit, a fost așa de emoționat. Și a zis, auzi, eu aveam de gând să-mi vând apartamentul. 35 de metri pătrați. Două camere, la etajul întâi, într-un bloc, într-un cartier muncitoresc, în Rahova, unde și acum locuiesc. Și mi-a zis, uite, dacă tu ai felul ăsta de a privi lucrurile, vreau să fac și eu ceva pentru tine. I-am împrietenit foarte mult, dar nu pe pahar și nici pe zaruri și nici pe țigări. Ne-am împrietenit fiindcă am îndrăsnit să riscăm. El a riscat să mă iubească un pic, eu am riscat să-l iubesc pe el și atunci am riscat bine că am câștigat o prietenie și în ziua de astăzi suntem prieteni. Și mi-a zis, uite, eu fac o înțelegere. Îți vând apartamentul meu anul viitor, în mai, dacă ai banii aceștia pregătiți și acum fac prețul pieții. 6,5 milioane la vremea aceea. Și nu schimb un leu până anul viitor. Indiferent de inflație. A fost catastrofală inflația. A pierdut mai bine de 1.800.000. Și a zis, dacă anul viitor ai acești bani, eu ți-l vând ție. Și fac lucrul ăsta ca un jurământ înaintea lui Dumnezeu. Vedeți că nu nici Loto, nici Caritas, Dumnezeu are felul de a lucra. Și n-a lucrat nici printr-un... A lucrat printr-un om simplu, colegul meu de la poartă. Și atunci am zis, nu mai rămân aici, am zis. Deschid ziarul și mă duc în altă parte. Mă duc să dau un concurs. Deci, eu cred că acum eu sunt altceva. Eu sunt altcumva. Eu acum cred că am cu mine pe cineva care mă ajută. Nu mai trebuie să rămân portar. Așa am simțit. Am dat de o firmă de credite, operațiuni financiare, cea mai bine văzută la ora aceea. Și am zis, acolo mă duc să dau interviu. Era post de jurist, acolo liber. Și am zis, mă duc la cea mai înaltă. Mă duc, am curaj, mă duc. Nu eram bine pregătit, dar, mă rog, învățasem destul de bine. Dar nimeni nu-i pregătit. M-am dus la interviu, spun asta pentru că are un rol foarte important. M-am dus la interviu și erau 10 înși cu mine. M-am uitat la ei. Oh! Știți cum arătau? Aranjați, făcuți. E extraordinar. Și vorbeau între ei.
de anumite persoane care eu nu le știam și eu am fost al nouălea. Am intrat și mi-au pus trei întrebări. Mi-au pus trei întrebări și la primele două am știut să răspund. Erau întrebări bune, erau întrebări de credit, de recuperare de credit. A treia întrebare, nici n-auzisem despre instituția aceea care a pomnit-o ei. N-am auzit niciodată sintagma aceea juridică. Prima dată am vrut să răspund cu principii generale de drept. Știți, genul de răspuns în puncte cardinale. Nord, sud, est, vest. Pe unde ai fost? Pe aici, pe acolo. De ce n-ai venit în cutare loc? Las că știe Dumnezeu. Și ai răspuns de genul ăsta. Dar după aceea mi s-a făcut rușine. Și am zis, eu nu pot să mai fac lucrul ăsta. Eu sunt un om care îi datorez lui Dumnezeu ceva. Și am zis, nu știu să vă răspund la întrebarea asta. N-am auzit niciodată de lucrul ăsta. Și am dat să plec. Dezamăgit, spun sincer. Și mi-au zis, du-te și spune următorului să plece. M-am dus și am spus să plece. Și m-am întors și a zis, ești angajat. Și am zis, de ce? Pentru că n-am știut răspunsul. Și a zis, nici nu există răspuns la această întrebare. Asta este invenția noastră, pentru că noi nu avem nevoie numai de un om pregătit. Avem nevoie și de un om care să fie loial și un om cinstit. Și am primit postul. Am trecut de la 38.000 de lei la 350.000 pe lună. 350.000. Pentru că era cineva care mi-a promis și a făcut lucrul ăsta. Și interesant este însă că mi-a pus și el un test. Am avut un test de dat. Pentru că totdeauna planul lui Dumnezeu de a te ajuta este testat. Sunt anumite momente de test. Le-ai trecut, nici nu-ți dai seama că... Eu nu mi-am dat seama că am trecut un test atunci. Dar am învățat foarte mult atunci. Și ca să nu lungesc foarte mult povestea, exact la un an de zile am semnat actele și am avut banii ca să plătesc apartamentul. Și ne-am dus să cumpărăm într-o zi de târg. Dumnezeu între timp, revin la primul lucru, ne dăruise o fetiță, Alina. Eram 7 luni, avea 7 luni, în ziua în care am plecat să luăm ceva lucruri de la târg, să ne mutăm în nou acasă. Am fost la târg și atunci am avut un accident cu mașina și copilul și-a pierdut viața. Ne-am dus la spital cu ea, a fost vorba despre o intoxicare cu gaz butan. Mașina cu care a mers era alimentată pe gaz butan și a fost o emisie puternică de la butelie. Noi ieșisem din mașină să... era vorba să mergem până peste drum la magazin. Copilul dormea în coș și când ne-am întors, intrase în comă câteva minute. Am pierdut fetița. Ne-am întors acasă și stăteam jos în incintă pe Caldarâm. Nu mai venea să intrăm în casă. Era acolo pătuțul. Așa de mult ne-am dorit-o. Așa de mult am iubit-o. De-aia am și pus numele de Alina. Am zis să fie ca una Alin pentru noi. Și ne-am gândit în perioada aceea, zic, cât de greu trebuie să ne fie. Și așa cum a fost povestea vieții mele și la căsătorie, s-a repetat și în după amiaza aceea. Gazda cu care aveam înțelegere să mai stăm o lună, pentru că după care trebuia să ne mutăm la apartamentul pe care ne-l dăduse Dumnezeu și unde pregătisem totul. A venit și ne-a spus, dragii mei, nu mai pot să vă mai țin. Trebuie să vă mutați în seara asta. Știa că avem un apartament, dar nu era aranjat. Trebuie să vă mutați că am găsit un client foarte bun și nu pot să-l pierd. Soția da să-i spună, să-i zică, noi ne-am pierdut fetița. Și am zis, nu, nu-i spune. Noi nu negociem cu durerea. E un Dumnezeu care știe ce am pățit. Las. Dacă el vroia să ne oprească, mi-ar fi oprit. L-ar fi oprit. Am zis, nu negociem cu lucrul ăsta. Și am zis, bine, ne mutăm. Și atunci am dat telefon la câțiva oameni din biserică și vreau să vă spun următorul lucru. De ce îmi prețuiesc eu prietenii? Pentru că au venit și au făcut un lucru care nu l-a făcut nimeni niciodată. Ne-au ajutat cu căratul și au tăcut toți. Nu ne-au spus un cuvânt. Plângeau și tăceau. Nu era nimic de comentat, nu era nimic de spus și am promis atunci că niciodată când voi fi față în față cu vreo durere, n-am să-mi închid sufletul. Niciodată. Niciodată n-am să-mi închid sufletul. Ne-am dus, ne-am mutat, ne-am anunțat părinții. Pentru că toate lucrurile și-au explicat. Ne-am anunțat părinții. Au amuțit părinții când au auzit că ne-am pierdut copilul. Nepoata pe care nu o văzuseră niciodată. Niciodată. Au venit părinții mei în București, am dus copilul la o capelă, am zis să nu mergem cu el la apartament, pentru că apartamentul acela trebuia să fie un loc unde să intrăm cu bucurie. Nu să rămână în amintire că este locul de unde ne-am îngropat fetița. Și am avut un moment la capelă, înainte de mormântare cu o zi, vă spun, am simțit că mi se prăbușește
toată încrederea în Dumnezeu. Am zis, Doamne, e prea mult. În primul rând că copilul acesta a venit cerut de la tine. În al doilea rând am ieșit din cuvântul tău și am văzut de câte ori m-ai ajutat. Și am spus lui Dumnezeu și vă întreb acum cinstit, câți au curajul să spună lucrul ăsta? Zici, Doamne, sunt curat. Nu găsesc în mine lucruri de judecat, atât de aspru. Mai sunt greșeli, mai sunt lipsuri, mi le recunosc, sunt curat. Mie nu mi trebuia să mi se întâmple lucrul ăsta. Și atunci am stat și m-am clătinat pentru prima dată în viața mea, m-am clătinat adânc. Era cât pe ce să alunec, adică să-mi pierd încrederea în Dumnezeu și să-mi pierd încrederea în faptul că este un Dumnezeu bun. În momentul acela, la noi, la biserică, era o adunare de tineret și liderul de tineret a ieșit în față să spună ceva și a zis, eu nu pot să stau aici, a început să plângă și a zis, eu vreau să mă duc la Florin, la capelă. A intrat 80 de tineri pe poartă și atunci tot sufletul meu a fost sprijinit. Dumnezeu încă o dată și-a arătat maniera lui de lucru, nu a mea. Au venit părinții a doua zi și au zis dacă putem să le dăm voie să facă și o slujbă în religia în care erau. Le-am dat voie pentru că nu era mare lucru. Mama ești așa de dezamăgită de slujba care a fost. Și apoi au venit câteva sute de oameni la mormântare. Și când au văzut sprijinul, dragostea, când au auzit slujba cum a fost, a venit la mine plângând și a zis, iartă-mă, eu n-am știut. Și atunci am înțeles că în ziua în care mi-am înmormântat copilul, mi-am câștigat înapoi familia. Și de atunci până astăzi vreau să spun că mama este împreună cu mine în biserică, sora mea este împreună cu mine în biserică și Dumnezeu a făcut ca această jertfă să o văd astăzi așa. Copilul meu este în cer acasă și e bine și părinții mei aici pe pământ sunt bine. Maniera lui Dumnezeu de a lucra, aspră uneori, dar cu mult înțeles. Și cred în privința aceasta că niciodată nu și-a dezonorat propunerea. Tu ești fiul meu. Te primesc în împărăția celor. Astăzi păcatele sunt iertate și te primesc în împărăția cerurilor. Niciodată nu și-a dezonorat propunerea. Și eu cred că în privința aceasta am putea să prindem puțin curaj. Că Dumnezeu nu-și dezonorează propunerea, numai că sunt teste. Aveți copii acum? Două fetițe. În perioada în care duceam copilul la cimitir, soția era însărcinată în 3 luni și n-am știut. Deci imediat după ce s-a terminat mormântarea, la câteva zile am aflat că este însărcinată. A fost o mare mângâiere. Dar și astăzi mă doare modul cum a lucrat Dumnezeu. Mă doare, pentru că eu totdeauna zic că am 3 fetițe, 2 acasă și 2 aici și 1 acasă. Dar, totuși, mulțumesc lui Dumnezeu. Fără lucrul ăsta, părinții mei nu s-ar fi trezit niciodată. Deci mama atunci a venit și mama m-a încurajat, a zis, niciodată să nu părăsești calea asta. Și apoi a venit păstorii. Deci biserica noastră pe care o păstoresc, e o biserică cea mai mare din București, are 1000 de persoane. Când au venit oamenii aceia, sute și au intrat pe mama, s-a speriat. Și când au început imnurile creștine, pe mama s-a răbuns în inimă. Și veneau oameni care plângeau pe tăcute și mă luau în brațe. Și atunci s-a judecat și a zis, cum niște străini îmi iau copilul în brațe. Și plâng și eu n-am fost vrednică să-mi văd nepoata decât în sicriu. E interesant ce poate să facă ura din om și greșita înțelegere și prostiile astea. Că am spus atunci, mamă, din nefericire eu nu am de ce să mă rușinez. Tu mă vezi cum sunt, dar tu va trebui să treci cu rușinea că nu ți-ai văzut nepoata decât în sicriu. Și am zis, singura posibilitate ca să îți repar greșeala, știi care este? Și a zis, care este? Să te predai Domnului, să fii credincioasă și să ne reunim cu toți în cer. Și vei sta cu nepoata ta acolo. După ce mama și-a dat mâna cu mine, ai mei care erau bogați au zis, tu nu mai stai în apartamentul ăsta. Îți dăm bani și îți cumperi un apartament cum trebuie. Cumpărat un apartament cu 4 camere. Problema este că în momentul când am luat apartamentul cu 4 camere, n-am știut că el este ipotecat. Și am pierdut apartamentul, avocat. Ideea este însă faptul că eu m-am speriat și am zis ce vor zice părinții. O să zică că m-au ajutat și s-ar putea să facă o conexiune că iar m-a părăsit Dumnezeu. Și doar să se gândească că eu nu sunt binecuvântat, o să zică ești blestemat. Părinții s-o crea și au interpretat și pierderea copilului. Au venit la mine acasă, s-au așteptat în genunchi, în fața ușii. Au țipat, au strigat-o și vecinii. Și au zis, cum mi-ați frit voi inima mie, așa să vă frică Dumnezeu inima voi. A făcut circ în incintă.
Mă gândeam, mama și tata acum, după ce Dumnezeu le-a atins inima, cum o să interpretez? Am ieșit afară, eu avocat din casă, după ce am pus-o la punct, cu sentința în mână, comandamentul de executare. M-am uitat la stele și am zis, Doamne, măcar pe astea nu le mai fură nimeni. Soția plângea și am zis, Doamne, ce fac? Problema fusese că procura prin care cel care mi-a vândut a fost dat în închisoare. Între timp s-a schimbat legea și spunea că procura nu mai trebuie dată doar în fața comandantului, să fie și notar. Și procura nu era suficientă și nu puteam închide actele. Am plecat la Botoșani, la omul ăla în penitenciar, să mă întâlnesc cu el și să-i zic, Doamne, semnează-mi, te rog, procura, că mă nenorocești. Și între timp, Dumnezeu îmi ceruse să nu mai fiu avocat, să nu mai stau la firmă, să nu mai... Dumnezeu mi-a cerut să mă ocup de biserici. Și am zis, Doamne, mă duc să văd cât e salariul. M-au chemat frații să mă ocup de biserici. La toată țara, 80.000 era salariul. Și eu aveam 350.000 și când mi-a spus patronului că plec, mi-a zis, vino, tu, directorul economic, îți dau alt birou în oraș și îți dau salariul care îl vrei. Asta da luptă. 80.000. Și în ziua în care am ajuns la noi, la sediu, am stat de dimineață până seara, până când s-a făcut ora 4 și nu m-a băgat nimeni în seamă. Și eu venisem pierzând atâția bani. De vreo 5 ori pierdusem mai mult. Și am zis, nu, eu vreau să lucrez pentru Dumnezeu. Am ajuns la Botoșan, la omul ăla, și mi-a zis, nu-ți semnez. Îmi mai dai 11 milioane. Am amețit. 11 milioane era o treime din preț. Dusem 33 de milioane pe apartament. Încă 11 milioane. Și dacă îmi dai banii ăștia, îți semnez. Și am zis, omule, eu n-am de unde să-ți dau banii ăștia. Și a zis, nu-ți semnez. Și a zis, bine. Am cerut domnului comandat să-mi dea legitimația înapoi ca să plec acasă. Și când a dat legitimația, el a pus mâna pe ea. Că între comandant și mine era el la masă, că eram la vorbitor. A luat legitimația, a deschis-o și scrie așa, legitimația numărul 2, cultul creștin penticostal, consilier juridic. S-a uitat lungă la ea și, domnule, parcă l-ar fi curentat ceva, a zis, tu ești pocăit? Și am mi-a dus aminte că am zis așa, mi-a fost frică să zic să-mi pocăit. A zis, Dumnezeu să mă ajute. Mă, tu ești pocăit? M-a întrebat. Și am zis, da, sunt pocăit. Dă-mi cu acea procură. Notărița s-a făstăcit cu tot, nu mai știau cum să dăm actele, erau vreo 4 sau 5 de semnat. Și ea săraca mi-a înțeles povestea, fiind colegi de breaslă, și i-a semnat. Domnule, nici n-am respirat cât a semnat. Am tăcut, mi-era frică să nu se întoarcă. Și la sfârșit, după ce am avut toate actele în servietă, l-am întrebat, domnule, de ce mi-ai semnat? Și a zis, auzi, de 4 ani sunt în pușcărie. Nici soția, nici copiii și nici un prieten nu m-au vizitat. Singurii care m-au vizitat sunt pocăiți. Eu cu Dumnezeul ăstora nu mă pun, că mi-e frică. Și atunci am zis, Doamne, câți ani aș fi muncit eu la firmă ca să recuperez apartamentul pe care îl pierdeam și pe care tu astăzi mi-ai dat înapoi, că am avut o legitimație, că sunt consilier juridic. Așa au fost totdeauna, dar întâi testul și apoi binecuvântarea. Efectiv, acum mă poartă pe brațe, dar atunci au fost 4 ani în care nu știu ce n-am trăit. Gustul sărăciei, pentru noi păstăile erau, când apăreau și erau trufandale, eu aveam boală cu păstăile, fiind moldovean. Nu puteam să cumpără, după 2-3 săptămâni când aveau ață. Deci, foamea am făcut-o, la modul propriu. Ne-am mutat din casă în casă la cheremul gazdei. Bani, sărăcie, a fost. Umilință la serviciu, din belșug. Alegeri grele de făcut, foarte grele de făcut. Părinți care mi-au închis ușa, mi-au închis ușa. Prieteni care se mă bazocurească în facultate, din belșug. Dar eu astăzi mă întâlnesc cu colegii mei, își scot pălăria. Și le-am spus, dragii mei, eu nu uit că voi cinstiți haină. Eu știu că acum voi uitați la mine și spune, s-a ajuns, Florin. Nu, nu m-am ajuns. Numai că eu am un secret și acesta este puterea lui Dumnezeu. Acum ei se uită și mă cinstesc, sunt pe televizor, sunt în comisie la minister, lucrez cu copii, sunt foarte cunoscut, dar nu, niciodată nu m-am încrezut în lucrul ăsta. Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu. Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale. Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu. Vieți transformate.